Bună dimineața, România! Ce să mai, astăzi o să discutăm despre cele două lumi și cele două tipuri de psihologi, terapeuți și psihoterapeuți de care vreți, în care un om are un respect, o anumită parte are respect față de o anumită categorie și cealaltă parte are un respect față de cealaltă categorie. Și mai există mediatorii ăștia la alți care încercăm și noi să ne zbatem între celelalte, între cele două lumi. Există lumea celor care se căsătoresc, se conformează și trăiesc din ajutorul social și din ajutorul de la stat și din taxele și impozitele acestei țări. Și sunt cea de-a doua categorie care își construiește viața din propriile lor investiții. Nu vin să se să apeleze la serviciile voastre nici de suflet, nici la cabinetele voastre de terapie, nici la cabinetele voastre de stat, nici la medicina de stat, nici la medicina, nici la orice, noi încercăm să trăim și să supraviețuim și dacă e să murim, murim. Asta e. Murim, nu așteptăm să ne salveze statul. Nu stăm cu mâna întinsă la stat și nu stăm cu mâna întinsă la vecini. Da? Când nu avem ceva de mâncare sau nu ieșim la vecini și stăm pe colțuri și așteptăm că poate vine vecinul și împarte cu noi nu știu ce, găsim o soluție. Noi, între noi, ăștia care suntem cât de cât liberi, ne ajutăm. Da? Și avem psihologii noștri și terapia noastră și felul nostru de a comunica. Sunt două lumi. Și noi mai sunt mediatorii aia de mijloc, știi, în care încearcă să vă pună cap în cap pe toți, știți? Când avem la ce mai bun de făcut. Da. Și narcisismul dintr-o parte nu e același cu narcisismul din psihologia din care e bazată pe relații. Nu este una și aceeași cu psihologia bazată pe conexiuni. La fel cum narcisismul din cele două, bazată pe relații și pe conexiuni, pe cea de mijloc, calea de mijloc, în care din când în când noi mai baletăm, când într-o lume, când în cealaltă. De ce? Pentru că ați început să deveniți penibili, ambele lumi. Sunteți penibili, bă! Bă, sunteți penibili, bă! Atât aia care cred în relații, cât și aia care cred în conexiuni, sunteți penibili. Sper să fie primul și ultimul video pe care eu îl fac. Aveți grijă ce citiți, cum citiți și la ce fel de psiholog, terapeut și psihoterapeut vă duceți. Pentru că există două tipuri de psihologi, unii care cred că oamenii se schimbă, nu, oamenii nu se schimbă. Nu, oamenii nu vor să se schimbe. Eu am trăit într-o familie de heteronormativi. Și da, sunt acea persoană care pot să înțeleg că nu se poate. Există oameni care nu pot fi țintuiți în heteronormativitate. De dragul că dai, că ți-e frică, că o fi, că fugi, mă, Dacilea. Fugi, mă, Dacilea. Și uite așa cele două lumi. Voi încercați să vă jinduiți, vă uitați. Sperați că o să trageți vreo amantă, niște jiguri penale, vreo muie. Și vedeți voi că ăștia cu conexiunile vor o conexiune cu voi, ăștia din relații, știți. Că aveți, știți, v-ați căsătorit cu heterosexual, bă. Știți, unele muieri, că v-ați căsătorit cu heterosexual. Știți că au conturi, nu? Știți, că se duc să se fută cu alte femei. Celelalte lumi, știți, nu? Bun. Sper să găsești ceea ce ai nevoie. Ce caumă un om? Un om.
Nu o canalie penală care să creadă că poate să manipuleze o altă ființă umană. Nu o mizerie socială. Știi? Am constatăm. Constată la din acasă. Ce? Când constați că eu nu te plac, că nu te plac cum își dorești, nu te suport, nu te... Nu, asta nu constați, mă! Nu constați că nu am nicio atracție sexuală față de tine, asta nu mai constați. Că nu vreau nimic de la tine. Nici asta nu constați? Asta nu mai constați, nu? Dar toate sunt toate le constați la constatare. Ce constatare, mă? Ce aveți constatare? Comunicare, mă! Mă! Penalităților din ambele, din toate lumile astea de psihologiști, de terapiști, de tot felul de metode pe care voi le promovați peste tot planet și sucid, nu mai e narcisismul, ce e narcisismul, nu mai e nici empatic cu ce ar trebui să fie, nici oamenii care empatizează cu ce mai empatizează, nici psihopatia socială, nu, sociopatia de fapt, așa, nu mai este ce ar trebui să fie, nici, cum se numește, nici psihopatul sexual, nu mai este că e manipulator, mă, penalitate umană. Nu mai pune titlul pizda mătii. Eu sunt psihopat, băi, numai că eu am rămas cu sechele citind anumite articole pe net. Știți că rămân, luați dicționarul, bă, futu-vă în gură de penal. Luați-vă, bă, dicționarul, mă. Penalitate umană și învățați, bă, când vorbi înseamnă ce psihopatii. Când descrieți și faceți astfel de descrieri, ăla se numește manipulatorul sexual. Eu nu sunt manipulatoare sexual. Sunt psihopată sexual. Ce? Nu simt. Ce? Atracție. Că așa m-am născut mama. Asta nu înseamnă că dacă celălalt partener are o altă sexualitate, eu o să stau și o să o trag pe turta mea. Că nu sunt o psihopată emoțional. Și nici o psihopată mental cum sunteți voi. Vă lipsește, bă, vă lipsește jumătate de creier. Marilor terapeuți. Deci aveți grijă la ce fel de terapeut vă duceți. Marea majoritate nici nu o să vă contrazică, tocmai pentru ca să vă dea banii, să vă ia banii. Și nici nu o să vă ajute, iar cei mai mari canalii, ăștia sunt, care o să vă spună tot timpul că e ceva în regulă cu voi, care o să vă bage într-o chestie și să mai cheme și mâine și poimâine și că ai nevoie de terapie non-stop. Băi, madame... Unde ești? Andreea Bălan. Fii atent la mine. Trebuie la mine. Tu n-ai nevoie de terapeutul ăla. Terapeutul ăla mănâncă numai rahat. Te-a făcut să te desparți de prostul ăla cu care erai. Dă-ștept, săracul, de altfel, că eu dacă aș fi avut un bărbat din ăla, îți jur că mă transform într-o dată în heterosexuală. Dacă el era heterosexual, heterosexuală mă transforma. Dacă el era demisexual, demisexuală mă transforma. Jur, jur. Bă, n-aveți cum să fiți în halul ăsta, bă. N-ai cum să fii în halul ăsta de dementă. Uite că am zis-o și pe asta. Că îmi stătea pe creier. Există femei bune pe care voi le transformați în femei urâte. Le apăsați niște butoane și după aia vă plângeți când le sunt apăsate. Deci, ca să aveți satisfacția că aveți dreptate. Că nu v-ați înșelat. Că asta ați văzut în omul respectiv și ați apăsat butonul care trebuie și asta a ieșit. Pentru că sunteți niște frustrați. Și dacă tot am ajuns aici, mă uitam așa la ăștia care fac relații, care fac, construiesc relații, zic că, măi, cum sunt căsătorii, dragă? De ce, mă? Vă e frică că nu mai aveți primărie în casă de căsătorii, ce?
În curând? Ce? Pochii nu o să mai aibă loc de muncă? Ce? Amai? Și voi, terapeuții, nu o să mă aveți pe cine trata, nu-i așa, mai? Să muriți de foame, mă, și doctorii. Ne numiți psihopați sau nebuni, pentru că noi reușim să credem în noi. Vă creați închisori, până și mintea tot într-o închisoare. Și casa e o întreagă închisoare. Casa în care trăiți e o întreagă închisoare. Vă țineți și mintea și sufletul într-o singură închisoare. Și vă numiți că sunteți... Nu suntem de pe pământ, dragă, suntem niște cupuri extraordinare și nemaipomenite. Vă mințiți că vă iubiți aproapele. N-ați ridicat un pană pentru mine. Ați venit ca să râdeți. N-ați venit aici ca să vă vedeți propriile voastre neputințe. Ca să vă vedeți nesimțirea cu care. Ca să vă vedeți violențele. Ca să vă pare rău. N-ați venit pentru asta. Habar nu aveți de niciun dintre voi. Până și pe noi ați încercat să ne mințiți și să băgați pe gât propriile voastre insecurități. Frustrări și temeri. V-ați uitat în ochii noștri în timp în care ne-ați mințit. Și ne-ați mai dat una când corpul nostru era mlașina în propriilor noastre mizerii. Vă hrăniți din suferința aproapelui. Vă pripiliți când vedeți chestii pe care nu le înțelegeți. Și sunteți grăbiți să rămâneți în nimicnicie și în întuneric, în întunericul mental. Ăștia sunteți, bă, România. Iar dacă plecăm din țară și ne realizăm, plângeți că nu vă mai recunoaștem pământul. Că ne negăm rădăcinile și pământurile. Bă, dacă voi ați fi fost oameni cu geniile care le-ați avut în țara asta și cu oamenii care nu v-ar fi dat în cap și nu v-ar fi omorât, probabil că azi, din dorința voastră de a râde, bă, întrebați, cereți permisiunea, putem să râdem împreună. Știți să cer permisiunea, mă, canalie. Vă dau geniile un deget și le vreți toată mâna. Vă dau 5 minute și vreți 24 de ore. Vă oferă dreptul să fiți prieteni pe Facebook, vă pizda mămii măs. Și vreți să vorbiți cu ei mai mult, din ce în ce mai mult. Ce aveam? Să devii util poți, ca de exemplu să constați că nu ai cu ce să-mi folosești. Nu știți să primiți ce vi se oferă. Vreți mai mult. Ne vreți doar pentru voi. Ne vreți doar cum vreți voi. Cum vreți voi ca să ne acceptați cum? Cum vreți voi? Cum credeți voi că trebuie să fie relația aia? Nulităților. Ca asta sunteți în fața unor astfel de oameni. Dacă eu pentru voi sunt curva universală, pentru eu, voi pentru mine sunt niște nulități. Încearcă să lupți, să ai respectul pentru tine. Când ai să ai respectul vis-a-vis de persoana ta și nu o să mai fie o nulitate mentală și socială, probabil că atunci o să te văd și eu cu alți ochi și să ai puțin respect din partea mea. Până atunci, nulitatea asta ești. Asta sunteți până când nu învățați să vă respectați pe voi înșivă, să vă iubiți, pentru că respectul duce către... Respectul de sine vine și crește din iubirea de sine și apoi între voi. Nu-i treaba noastră să vă reclădim țara pe care v-ați pierdut, v-ați vândut-o. Nu e treaba noastră pe care v-ați produit-o, pe care v-ați lăsat condusă de niște mediocri. V-ați lăsat-o condusă de niște mediocri. Ce vreți să vă salvezi eu acum? Vrei că în țara asta ne trebuie o altă educație? Nu mă interesează, pe mine mă interesează de portofelul meu. Imaginează-ți. Și mă interesează de mine când ies afară. Mă vezi după mine. Cu cât respect mă vezi după mine. Da? Ce e vina mea? Sunteți niște mediocri și sunteți conduși de niște mediocri. Dacă ieșim printre voi vreodată, dacă tot nu există în spectrul ăsta, bani și nu mai puteți de atâta noi, că-l mai putem, bă, da.
Băi manipulatorilor sexuali, atenție la mine. Atenție la mine. Stați dracu la voi acasă. Nu mai trimiteți mesaje. N-aveți cum voi să fiți. Nu, e, vă văd. Adică tu ieri ai fost cu unul, un bărbat. Și brusc dintr-o dată, tu acum faci parte din BDSM. Hai, sictir. Hai, sictir, bă. Manipulare. Bun. Toți manipulatorii sexuali au un grad de psihopatie emoțională. Vezi că eu chiar fac parte din spectru emoțional. Nu vreau să mă atașez de un prost. Deci dacă ieșim pentru voi, măcar faceți-vă că nu ne vedeți. Dacă nu puteți să fiți politicoși, ci doar răi și cretini și interesați pe interesul vostru. Atât am avut de zis. Vedeți, poate că sunt niște mărunți, să-mi trimiteți și mie. Prin patronul ăla pe jos. Să ne auzim de bine. Că de rău am văzut, sunteți toți capabili.